Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Restart TV, emisiunea Interpelării. Astăzi, așa cum am și anunțat deja, unii dintre dumneavoastră probabil că au și uh, văzut, îl avem în studio Restart TV pe domnul Adrian Anghelescu, primarul municipiului Giurgiu. Bine ați revenit, domnule primar! Bine v-am găsit! Bună ziua, stimați giurgiuveni! Doamnelor și domnilor, situația în ceea ce privește infectările cu noul coronavirus la Giurgiu nu este uh, nici ea departe de gravitatea pe care o registrează și cea la nivel național. O să încep cu câteva informații scurte de actualitate în ceea ce privește această situație. În ultimele 24 de ore au mai fost înregistrate 72 de cazuri pozitive din 115 teste efectuate, spre deosebire de perioada anterioară de 24 de ore, adică de raportarea de ieri, când am avut 109 cazuri confirmate pozitiv din 87 de teste. Aceasta pentru că sunt înregistrate și raportate și persoanele care efectuează teste în afara județului Giurgiu, dar ele sunt înregistrate la DSP Giurgiu. De aceea sunt mai multe cazuri depistate pozitiv în acest raport decât numărul de teste. Iar acestea fiind spuse, o să rog pe domnul primar Adrian Anghelescu să ne spună ce știe dumnealui de la vârful administrației locale despre această situație și cam încotro ne îndreptăm. Situația este urmărită permanent. Ne așteptăm dintr-o clipă în alta să carantinăm. Eu sper să nu ajungem cu eforturile comune ale tuturor și le mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor care au înțeles de măsurile de prevenție pe care le iau zi de zi, continuați să vă spălați pe mâmin, continuați să nu aveți contacte cu persoane care ați auzit că au fost contate la rândul lor. Trebuie să ne protejăm și prin distanțare socială și prin toate cele care vin de la specialiști. Zică dacă ai nevoie de specialist când este vorba, de exemplu, că ți se strică televizorul și apelezi la un depanator TV, dacă ai probleme cu telefonul, te duci la un depanator depanator de telefonie mobilă. Atunci, de ce nu ne luăm după specialiști când avem nevoie de sfatul unor specialiști? De ce tot timpul, din cauza noastră, umanității, dăm totul pe ocultism, că cineva ne vrea rău? Nu! Adevărul este că singura boală eradicată pe această planetă a fost variola. Suntem în pericol tot timpul și ne pândesc încă 500.000 de, de viruși. Dar umanitatea, de câte ori a fost cazul, s-a luat după specialiști și a trecut cu bine aceste etape. E adevărat, întotdeauna trebuie să ascultăm specialiștii, deși foarte mulți dintre noi contestă, nefiind ei înșiși de specialitate, Noi avem acest obicei pe de Facebook a ne și... pe la toate și de a insista, da. unii dintre noi este adevărat, nu toți, de a insista că noi avem dreptate și nu cei care se și pricep. Eu admit că s-ar putea să se și greșească a greșit, este omenește. Dar pe de altă parte, ca să-ți dai cu presupusul, trebuie să mai pui mâna măcar pe o carte de biologie, pe o carte de chimie, să intri cu atenție pe etapele respective. Că, doamna iartă-mă, nu toți epidemiologii din lumea aceasta sau toți infecționiștii nu spun adevărul. Dacă există unul, doi contestatari, de ce? Ca așa e tot fiziologia noastră umană și mentalitatea noastră umană, fiindcă nu Putem să percepem un lucru sau să-l înțelegem, atunci ne gratulează mai mult dacă cineva pe Facebook îmi dă dreptate și automat apare acea opinie colectivă. Dacă cineva mai inserează pe aceste rețele de socializare sau pe diferite televiziuni, atunci îți faci un mod de viață. Iar modul ăsta de viață de a te hrăni zi de zi cu ură, incertitudine, invidie, Mie îmi pare rău de acele persoane. Aveți doar o singură viață. Gândiți-vă cum vă trăiți. Și cu autoconvingerea că numai tu ai dreptate întotdeauna, indiferent de argumentele care se aduc, chiar dacă ele vin de la specialiști, de la profesioniști bine pregătiți în acel domeniu, ca să completez eu. Ce informații aveți în legătură cu riscul declarării carantinei în municipiu? Nu am informații prea multe. Aștept să se reunească Comitetul Situațiilor de Urgență să mă informeze la punct și virgulă și asupra prognozei și asupra ultimilor trei zile fiindcă știți și dumneavoastră acum trei zile ne situam pe undeva la 6,7 pe după care a evoluat la 6,48 astăzi cred că suntem undeva la 7,4 nu este cazul să alarmăm populația În ca să înțeleagă toată lumea de incidența uh, in nu este cazul adică va exista coronarii. acea lejeritate și a parcurgerii nevoilor de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, chiar dacă va exista iarăși carantinare și declarațiile, să nu vă gândiți la un lockdown, ci doar pentru a ține fenomenul sub control, fiindcă bună oare se apropie uh, Sfânta Sărbătoare de Paște și atunci sperăm într-o relaxare și o diminuare a ratei. Sperăm să ajungem că să ne putem relaxa, pentru că iată începutul de an 2021 sau sfârșitul de an 2020 și începutul de an 2021 ne-a creat impresia, asta e senzația și concluzia la care am ajuns eu deocamdată, văzând ce se întâmplă la nivel național și înțelegând atât cât pot din ceea ce spun specialiștii, din ceea ce spun epidemiologii și autoritățile, spuneam că sfârșitul de an 2020 și începutul de an 2021 ne-a creat impresia că ne putem relaxa. Și această impresie, iată, a dus la un val destul de agresiv, un al treilea val, așa cum este el denumit. Trebuie să încercăm să evităm aglomerările. Și spun acest lucru pentru că am în față un comunicat de la prefectură. O să trec prin el foarte succint. Despre măsurile care au fost discutate deja pe 23 martie a fost această întâlnire Întrucât s-a ajuns la concluzia că principalele locuri în care se poate transmite virusul SARS-CoV-2 Sunt supermarketurile, conducerea instituției prefectului județul Giurgiu S-a întâlnit cu reprezentanții acestora, cu reprezentanții de la primăria municipiului Și au stabilit următoarele măsuri Înțeleg că de comun acord și că toate au fost agreate de toți participanții Limitarea numărului de persoane aflate simultan în interiorul magazinelor, deschiderea mai multor case de marcat pentru a fi redus timpul de staționare în magazin, continuarea aplicării măsurilor de prevenție, respectiv dezinfectarea cărucioarelor, suprafețelor și așa mai departe. Toți participanții s-au arătat receptivi și au dat receptiv și au dat asigur că se, pot, se vor pune în aplicare aceste măsuri. Măsuri care trebuie intensificate, așa cum spunea și dumneavoastră. În același timp se face, așa cum spunea și domnul primar, apel la cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să respecte regulile de distanțare. În ultimul rând trebuie spus că o primă măsură stabilită a fost și intensificarea controlelor efectuate de structurile Ministerului Afacerilor Interne la agenții economice și în locurile aglomerate din municipiu, pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile de protecție individuală. Seamănă puțin la măsuri polițienești, dar părerea mea este că nu sunt polițienești. Prea mulți, din păcate, nu înțeleg respectarea acestor măsuri, așa că ele trebuie și verificate. Ați văzut că și mă măsurile coercitive nu au fost aplicate în totalitate așa cum ar fi trebuit. A existat o anumită flexibilitate, s-a mizat și bine a făcut pe bun simț al fiecăruia. Gândiți-vă, acum un an de zile, când în situația stării de urgență, oamenii se călcau în picioare pentru o sticlă de spirit. Vă amintiți? Erai Dumnezeu dacă puneai mâna pe o cutie de măști. Ulterior se ruga toată lumea să apară măcar un tratament Dispăruse viral cu inclusiv coerent. din magazine. Bineînțeles. Dar nu pentru toată lumea se ruga la se Dumnezeu feloseau. ca să apară un vaccin. Vă amintiți? Toți specialiștii explicau atunci că timpul academic necesar, anumitor etape, anumitor teste, nu curge ca un timp obișnuit. Sunt necesare minimum 6 luni și maximum 18 luni pentru un prim derivat împotriva acestui virus. Acest virus, ați văzut că a complicat, au apărut diferite tulpini. Deci nu sunt eu un specialist, nici nu vă vorbesc din postura de edil șef. Vă vorbesc din postura omului, Adrian Angelescu. Vă rog frumos, analizați în propria dumneavoastră opinie personală și informații. Și cred că fiecare dintre voi v-ați dori ca să nu pățească să se îmbolnăvească vreun membru al familiei, mai ales dacă are și comorbidități și în situația în care ne aflăm astăzi fără niciun pat de spital. Facem eforturi, Consiliul Județean, DSP-ul, să pună la dispoziție cerere pentru încă 5 containere, încă 10 paturi, să branșăm la oxigen aceste containere. Deci eforturile sunt zadarnice dacă noi nu ne dăm interesul. Noi cheltuiam înainte de a trimite copiii în teleșcoală aproximativ 2,5-3 miliarde de lei pe lună numai pentru măsurile anticovid, da? dezinfectante, dispensere, role de hârtie, să pun lichid, Biocide pentru suprafață, biocide pentru pardosel. Ne batem joc. Acești bani sunt banii noștri tuturor. Spuneați de vaccinuri, iată avem și o situație în ceea ce privește numărul de vaccinuri la nivelul județului Giurgiu. În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 737 de persoane. Sigur că da, cele mai multe la centrul de la Spitalul Județean de Urgență. O să mă refer aici numai la centrele din municipiul Giurgiu deocamdată, pentru că avem și în județ, în localitățile rurale, sau în alte localități din județ, centre de vaccinare, la Colegiul Tehnic Viceamiral Ion Bolonescu, 90 și la Ateneu, 39 de persoane. Sigur, centrul de la Ateneu este deschis ceva mai recent și a existat și uh, acea problemă, sau așa zisă problemă, până la urmă, uh, nimeni nu este absolut uh, lămurit vis-a-vis uh, -vis de vaccinul AstraZeneca. Și știu că acolo, la centrul de la Ateneu Nicolae Bolonescu, acest vaccin este utilizat pentru că acesta a fost primit, nu din alt motiv. Probabil că a apărut o reticență pentru vaccinul AstraZeneca și de aceea centrul de la Nicolae Bălănescu este mai puțin vizat de către Giurgiu Aveți informații despre acest lucru? Au fost de o serie de, de persoane care au refuzat să se vaccineze cu AstraZeneca. Este dreptul lor. Iar Iarăși vă vorbesc din poziția de simplu om. Adrian Onghirescu, fiecare este liber să aleagă dacă să se vaccineze sau nu, dacă să se vaccineze cu AstraZeneca sau cu Moderna sau cu Pfizer sau cu Johnson Johnson. Fiecare e liber să aleagă. Dar să țină minte un lucru. Ideea principală este de a contamina colectiv, de a trece cât mai rapid peste mutațiile acestui virus și de a stabili. Fiindcă, bună oară, citeam și un studiu la un moment dat. Referitor la infecțiunile, infecțiile care se produc și contagiunile care se produc, mai exista un studiu al fostului primar de la Timișoara și el și-a permis să facă o analiză, nu neapărat un studiu, cu 670 și ceva de persoane și a constatat că principala contaminare, prin cel mai mare procent, l-a constituit locul de muncă. Deci atenție, și la locul de muncă și la colegii de muncă. Măsurile nu pot fi lăsate deoparte când ai pășit pragul instituției, întreprinderii sau acolo unde vă desfășurați dumneavoastră locul de muncă. Mare atenție. Și vorbeam de această contagiune, contagiunea acestui virus fantomatic este foarte periculos și rata de contagiune este foarte mare, fiindcă este perfid. Nu este ca la bolile grave, cu rată de mortalitate de 10 de sute de ori mai mare decât COVID-19. Fiindcă atunci când întâlnești un caz de SARS sau de MERS sau de Ebola, dacă vorbim despre aceste boli, este identificat rapid că în 3-4 ore, 5 ore nu te mai poți ține pe picioare și ești izolat imediat. Nu apuci să contagiezi mai multe persoane. Asta e diferența, de fapt și de drept, între un virus gripal și virusurile bolilor grave. Ca o remarcă întreagă fie spus, ceea ce nu înțeleg eu este de ce acești contestatari, conspiraționiști, cum li s-a mai spus, nu privesc și în afara României. Hai să zicem, suntem obișnuiți acum să contestăm tot și pe oricine. Indiferent că e ministru, că e președinte de stat, că este specialist, că e medic, că e indiferent ce este el, contestăm și contestăm, nu e adevărat, nu e adevărat, suntem mințiți. Asta este teoria pe care o folosesc acești contestatari, să le spunem așa dar putem verifica, inclusiv în presa internațională, nu în presa națională, pentru că până și ziariștii sunt acuzați că fac jocurile celor de la putere, care cei de la putere nu spun adevărul și așa mai departe, dar putem citi în presa internațională, în presa din Franța, din Spania, din Anglia și așa mai departe, direct pe internet cum stau lucrurile acolo și sunt la fel ca și la noi, sunt aceleași măsuri care se aplică, unele sunt chiar mult mai dure și atunci ar trebui să ne dea de gândit și să ne dăm seama că ceea ce ni se spune, mai ales de către specialiști, pentru că și eu sunt unul care mai degrabă ascult un specialist decât un politician, să ne dăm seama că ceea ce ne spun specialiștii noștri, spun și specialiștii din țările respective. Și atunci este foarte clar să-ți dai seama că e stupit să mai și contești. Da, da, e libertatea fiecăruia de a se încrede în cineva sau nu. Dar noi prea exagerbăm prea ducem lucrurile în derizoriu, prea comentăm la fiecare colț de stradă. Despre asta vorbim și și mai ne ales pe paginile de Ure, suntem toți împreună, indiferent de coloratura politică. În fața unui virus, suntem toți împreună. Nu contest faptul că dacă se ajunge într-o situație mai gravă, ar trebui să lăsăm totul deoparte, să creăm un guvern de Uniunea Națională pe bazat pe tehnocrați, pe specialiști, ca să putem parcurge această etapă. Eu îi înțeleg foarte bine pe oameni. Eu de-aia m-am implicat acum 5 ani de zile aproape în politică, fiindcă nu mai suportam eu să fiu mințit, fiindcă aveam impresia tot timpul că sunt mințit în fiecare zi pe orice domeniu. Și atunci am avut o singură șansă. Să cobor din tribuna de spectator, să intru în joc, să iau și mingea și să încerc să-și înscriu. Asta le cer fiecăruia dintre voi. Implicați-vă, implicarea e bună, dar nu o să vă rezolve nimeni problemele între voi, cei care comentați pe Facebook. Încercați și cereți ajutorul pe Facebook la cei care sunt de acord cu opiniile dumneavoastră. Încercați să vedeți dacă puteți rezolva ceva. Nu, vom obține tot contestații, contestări. Nu generalizăm. Sunt și persoane care dau de vadă de multă rațiune. Salut de critica constructivă, Sigur argumentată. Mă ajută pe mine să îndrept sau să mă îndrept acolo unde greșesc, chiar îi rog să facă în continuare aceste lucruri. Sunt și persoane bine intenționate în critica lor, dar care nu dețin toate informațiile și eu trebuie să vin și să le aduc, să aibă o întreagă perspectivă. Domnule primar, să trecem la administrație acum, Vă despre rog. COVID și coronavirus. Din păcate, o să mai vorbim foarte multă vreme. Și tot, din păcate, nu lucrurile nu sunt extrem de clare nici pentru specialiști, pentru că și ei caută și caută și caută în continuare. Se petrec, așa cum spunea și dumneavoastră, probabil mutații permanente la acest virus, se manifestă în mod diferit de la un caz la altul, de la o perioadă la alta. Dar vă propun atunci, cum spuneam, să încheiem acest subiect deocamdată și să vorbim despre administrație, despre buget. Știți deja ce și cum urmează să parcurgeți procedurile necesare, cum este bugetul din punctul dumneavoastră de vedere și al necesităților pe care le are municipiul pentru 2021. Chiar dacă vom primi mai mulți bani decât s-a primit în anii precedenți, sunt insuficienți datorită gravelor probleme de natură economică a primăriei. Am chiar acum două ore am stat de vorbă cu doamna director economic și o întrebam dacă mai ai reușit să faci fața acestor cheltuieli anul trecut și mi-a zis niciodată n-a fost această situație, mai ales datorită executorilor silite și propriilor pe conturi pe care le avem și din cauza salubriștilor de care mai vorbeam faptul că n-am plătit nici actualul salubrist din februarie anul trecut și am făcut eforturi considerabile să plătesc două luni într-o lună. Nici nu vă dați seama ce greu este pentru o primărie săracă ca cea a municipiului Giurgiu. În acest context cu banii care mi se vor alăca în jur de 40 de miliarde de lei vechi n-am de funcționare decât aproximativ două luni și jumătate se va pune problema salariilor se va pune problema dacă cer iarăși ajutor de stat așa cum mi se va acorda în următoarea săptămână pentru plata cesiunii de creanțe pe care o am la Ecosud plata pentru executarea silită pe care o am de la Girexim de 40 de miliarde plus 20 de miliarde care și pentru acei bani am cerut ajutor guvernamental, fiindcă nu aveam partea noastră o secundă, de scuzați, Mă scuzați, deja vorbiți despre restanțe, nu despre, de ce s-a acumulat și de sunt decât sunteți Gândiți-vă că anul acesta trebuie să renunțăm la bună parte de investiții, fiindcă nu avem cheltuieli de funcționare. Și atunci e normal ca în anul familie să trecem cu bine și am vorbit eu într-un articol despre supraviețuire. Mi-e să recunosc acest lucru, dar asta e starea de fapt astăzi la municipiul Giurgiu. Indiferent câți bani aș primi, prin repartizările care se vor face marțea viitoare de către Consiliul Județean, orice primărie de orice comună va fi mai bogată decât primăria municipiului Giurgiu. Deoarece nouă nu ne, mai, nu ne va rămâne niciun leu pe masă. Vă dați seama în ce situație sunt. Și eu o să aștept cu sufletul la gură și să fac adrese peste adrese, să forțez într-un pic lucrurile, să capăt un nou ajutor de stat până la rectificarea din toamnă. Asta de, ce -a ajuns, de, de ce s-a ajuns la sume imense care sunt neplătite de aproape un an de zile? Iată, dumneavoastră aveți doar câteva luni de când sunteți primar, și sunteți în situația ca acum primăria să plătească, spuneați, sume și datorii da. care de datează din februarie anul trecut. Corect. De ce s-a ajuns aici? Și încă o întrebare: dacă știți dumneavoastră să-mi spuneți acest lucru, cum de s-a trezit, bine, e dreptul lui, operatorul de salubritate. De salubrizare, să pună poprej, să ceară executare abia după ce s-a schimbat conducerea primăriei. Da, sentința definitivă și executorie a fost dată în urmă cu trei săptămâni. Deci nu s-a putut da mai devreme. A fost un noroc pentru vechea administrație. Dar, pe de altă parte, Situația cred Trebuie să spunesc că operatorul a fost de salvizare mai... a, el a procedura de executare. Era, era, da, era nu, pe nu, păi vorbesc de, de actualul, operator de, Rosal. de, Actualul, nu, actualul nu a băgat, nu a băgat doar câteva somații la care am reacționat imediat. M-am înțeles prin în cesiunea de creanțe pe care nu Nu către are Rosal fost, este datoria din către de februarie? Rosal, nu, către Girexim. Către Girexim. Ah, Girexim? Ah, rosalul nu e plătit în februarie. Anul da, vreau. despre asta vorbeam. Da. Pentru că Girexim și a plecat practic, cesiunea de creanțe pe banii pe care îi datorăm, o bună parte din ei, mai mult de jumătate, să-i transferăm gropii de gunoi Ecosud. Ați înțeles? Și atunci au mai putut respira și ei și au fost lăsați în continuare. Am înțeles, pentru urmă. că Ecosud, da. administratorul depozitului de deșeuri, are de încasat de la Rosal și Rosal are de încasat de, de la balanța economică nu a fost analizată pe de a întregul niciodată. Gândiți-vă că s-a plătit până în decembrie anul trecut doar dobândă la credit. Eu am plătit. Noi, George Veni, am plătit prima rată la toate creditele refinanțate și strânse într-un singur credit în decembrie anul trecut, 18 miliarde 500 de milioane, urmând ca în fiecare lună să plătesc 8 miliarde 500 de milioane. În acest context nu mai puteam acorda salarizările, nici măcar în aparatul propriu de specialitate al primarului. Am făcut o cerere și am trecut-o cu um, înțelegerea tuturor consilierilor municipali prin modificarea graficului de rambursare la CEC și de 8 miliarde 500 de milioane în fiecare lună, vorbesc în bani vechi ca să nu înțeleagă multă parte din populație, am redus pe timp de 24 de luni la 2 miliarde 500 de milioane ca să pot să plătesc salarii. Asta, bineînțeles, că va duce, chiar dacă nu s-a modificat dobânda, dobânda rămânând la sold va avea o creștere de aproximativ 2 miliarde într-un răstim de 8 ani de zile. Repet, vă rog, dacă aveți explicația pentru care s-a ajuns ca abia după un an de zile să se plătească atâtea și atâtea datorii. De ce nu s-au făcut plăți la timp? Fiindcă probabil ca să e doar și de penalități mea, Atunci când vedeți că cineva nu te execută, nu ți trimite somații și lasă să treacă 10 luni de zile fără să faci plata, te gândești că undeva cineva s-a înțeles cu cineva. Mai ales nu vă ascund faptul că acum suntem în procedură de, de renegociere și de licitație prin intermediul adi pentru un nou contract de salubrizare. Rosalul nu are de gând să rămână în Giurgiu? Ba Sau da, expiră, este liber să participe la licitație. Expiră perioada pentru care are, este autorizat să opereze Da, a, a expirat. Merge în continuare pe vechiul contract, fiindcă ADI-ul de-abia acum trece, a trecut, de fapt, la ultima ședință ordinară, proiectul pentru licitație pentru toate zonele din județul Giurgiu, pentru un nou contract cu salubriști. Eu mă voi impune pe caietul de sargini, pe contractul aferent și nu voi mai lăsa lucrurile de izbeliște. La ce mă refer? Se face o calculație. Să ia buna practică din majoritatea municipiilor, reședință de județ pe care le avem în România, să calculează o cantitate de gunoi pe cap de locuitor, fiecare, acel locuitor al Giurgiului, doar 2 luni, un an, trei ani, să ia grosomod, o să merge pe recensământul ultimul din 2011, aproximativ 61.000 de de locuitori, de locuitori pardon, se ia o cantitate de gunoi, se... Intră în negociere cu salubristul, mai se ia alte cantități pentru agabaritice, gen, saltele și ce mai aruncă om, omul, deșeuri inerte și... Uh, ce mai avem aici? Deșeuri inerte, agabaritice, deșeuri menajere reciclabile, da, e o bună, bună completare dumneavoastră, fiindcă ar trebui prin reciclabile să scădem costurile pe care le plătim la cantitatea enormă pe care o furnizează municipiul Giurgiu, comparativ pe cap de locuitor, dacă ne comparăm cu orice locuitor dintr-o zonă civilizată, noi, Giurgiu avem de patru ori mai mult cantitate de gunoi decât o, oricare alt municipiu rezidențial de județ. Știți, fără să fiu ironic, dar e un fel de Umor amar poate fi, de și un, vegetale, poate fi și un și semn spelați. de bunăstare că producem atât de mult noi avem de unde. Da, la noi consumerismul e în floare, nici n-ai... În fine, nu vreau să intru în detalii, fiindcă știți și dumneavoastră cum stă situația și cum stă și trenează. De ani de zile, și la CED, și pe și și pe Bălănoai, și pe Aleia Fabricii de Zahăr, sute mii de tone de deșeuri pe care tot noi, giurgiuvenii, acum suntem chemați să punem la dispoziție logistică, să transferăm de acolo, chiar dacă nu avem dacă am apelat la, la Salubris, la Rostal, vă dați seama costurile ulterioare pe care tot noi, giurgiuvenii, ar trebui să le plătim. Cum nu facem să pretenț. ne civilizăm? Că iată avem și păi un mesaj să în legătură cu acest mai lucru. Să Cineva la vă cere să faceți ceva cu poliția locală, dar în sensul ce că, să facem? că pe tineretului la, ce oamenii sens. aruncă gunoiul direct pe geam fără rușine. Uh, și mie mi s-a întâmplat am trecut când mă mergeam în campanie electorală Cineva să-mi arunce nu spun zona, direct zoaiele, rămășițele de la o salată de ruși Direct de la etaj pe mine Vă dați seama ce am simțit Ăștia sunt. Mai întâi trebuie pornit cu educație Poliția locală ce să facă? Să intre peste individul din casă care se presupune că a aruncat de la geamul de la bucătărie De la etajul 3 și așa mai departe Contestă, nu-l primește în casă deci totul pornește de la noi, de la educația noastră, de la vecini. Dacă vecinii nu-l mai bagă în seamă, măcar îi bat obrazul, ce faci, domnule, de ce arunci cu tare? Poate să civilizeze într-un fel. Toată lumea este revoltată, contrariată și îmi pare rău să spun. Asta se întâmplă de regulă în orașe în care nu mai parte de civilizație, de cultură, de educație și așa mai departe. Poate ar trebui cumva sensibilizați și asta e părerea mea, nu mai este un mesaj de la un privitor. Și cei de la GSL, parcă ei cred că se ocupă în ceea ce privește coșurile de gunoi, că stăm cam prost la ora asta cu coșurile de gunoi. Chiar dacă spus, sunt vandalizate da, ele, noi dar -avem bani să mai există un principiu, îl, îl enunța la un moment dat uh, da. fostul primar, domnul Lucian Iliescu. Da. Uh, întâi să le pui oamenilor la dispoziție tot ce este nevoie și depinde de tine. Și Aș face-o cu mare ca să aibă condiții și abia da. după aceea să îi pedepsești, fiindcă atunci când le-ai creat condiții, nu mai au nicio scuză. Pentru că, iată, orice, deși nu este o scuză sau o justificare, un cetățean care aruncă un pachet gol de țigări, dau un exemplu pe trotuar, invocă întotdeauna păi n-am coș de gunoi, deși ar putea să-l țină în buzunar până când întâlnește un coș de Aide, gunoi. Asta aveți dreptate, domnul Bărbeniciu, dar astăzi, în clipa de față, noi nu putem să achiziționăm un coș de gunoi în plus. V-am explicat de ce fiindcă ai conturile blocate, mai ales pentru investiții. Până nu plătești și datoriile și te degrevezi și reușești să deblochezi conturile, nu ai niciun leu nici măcar pentru o bancă, nici măcar pentru înlocuirea unei șipce, șip de bancă vandalizată, de lemn. Și când îți vin tot felul de oferte, de la 2 milioane de lei vechi coșul de gunoi, până la 6 milioane, la 7 milioane, și voi fi foarte atent, mai bine mă duc și achiziționez direct de la orice magazin, ca să nu spun, să nu dau nume. Dacă l achiziționez cu jumătate nu știu de preț, dacă vă legislația, dar măcar să am jumătate din preț. Păi mă adresez direct, mai așa văzut. De... Și dacă cumpăr o bancă cu 20 de milioane, ce am făcut? Păi noi v-am spus condițiile economice ale primăriei. Deci astăzi un sătean din satul Bălanu este mult mai fericit, fiindcă comuna Stănești alocă mai mulți bani pentru satul Bălanu decât nu ne putem permite noi din cauza datoriilor. Și atunci dacă există o etapă în care nu poți să faci investiții și dacă eu cer ajutorul giurgiuvenilor să mă ajute și pe mine, fiindcă voi avea grijă de toate străzile care s-au prăbușit. Sunt mii de gropi, sunt lucrări făcute de mântuială, mă îndrept împotriva constructorilor, mă îndrept pe execuție garanțiilor, îmi fac o groază de dușmani, zi de zi, de dimineață până seara. N-am avut o sâmbătă sau o duminică liberă de 5 ani, de 5 ani, mă scuzați, de 5 luni de mandat pe care l-am uh, făcut pe 22, acum martie, doar 5 luni, din care cel puțin patru luni a fost de iarnă. Dacă am intervenit la două dezepeziri cu ajutor al unor societăți care nu trebuia să mă ajute și bine am făcut că m-au ajutat și le-am cerut ajutorul, fiecare s-a găsit să comenteze pe ce, asta e zăpadă și așa mai departe. Am fost ieri, nu vă spun faptul, la Alexandria, un oraș care are 1600 de hectare aproximativ, față de 3000 de hectare pe care le are Giurgiu. Eu cu două tractorașe chinezești, cu lamă și cu un Mercedes, da? Am reușit să deblochez fără nicio freză, fără nimic. Și îl întreb pe domnul primar de acolo, care e la al patrulea mandat. Câte utilaje de dezepezire aveți? Ce 13. Și zic, aveți și freze? Ce am freze individuale, cu marșarier, cu șa, cu astea, să se numea. Câte aveți? 20. Gândiți-vă comparativ unde este Alexandria, unde este Giurgiu. Dar zic, da, gradul de îndatorare la dumneavoastră, la Alexandria, cât este? Ce 14, 14 și ceva până în 15% față de gradul maxim de îndatorare de 30%. Deci, practic, acel oraș își permite să facă și investiții din buget propriu. Mi-a arătat un cartier rezidențial unde l-a sistematizat de înainte, a adus toate utilitățile. De ce? Ca să-i crească valoarea terenului și, pe l-a pus în vânzare. Să ridică un nou tribunal acolo, să face un nou parc. Are deja învățământ dual, au o facultate de agronomie. Nu știu, cine n-a mai fost în Alexandria, vă rog frumos să o faceți, veți rămâne uimiți cum arată Alexandria. Și noi avem, nu știu dacă știți, că ne lipsesc vreo 7 km ca să legăm și să fie mai scurt cu 23 de km distanța între Giurgiu și Alexandria, o amărâtă de bretea de DG504 până la limitea de județ. Mi-a promis domnul Beanu că o accesează ori pe internet. Deja drumul Cinci, a devenit monument Ați văzut? Ori pe por. Da, este într-adevăr, spunea domnul Beanu, că este în programul Consiliului Județean. În sfârșit, poate se va rezolva și cu acel drum care, exact cum spuneați, scurtează foarte mult distanța către Alexandria și mă credeți, mai deci Alexandria. este primar PSD și nu vorbesc de culoraturi politice, mai avem vorbesc un, de administrație și de bună practică. Mai avem un mesaj. vă rog. Din păcate nimic nou, mașini parcate în stațiile de autobuz pe strada Tineretului. Păi nu numai pe strada Tineretului paschează oamenii. Li se spune în București bizoni acestor genul de Vă rog trimiteți aceste poze, l-am rugat pe comandantul poliției locale să ia în considerare fiecare poză trimisă de către cetățeni. Dacă aveți și un martor doi și scrieți ca să fie întocmite procese verbale direct și contravențiile să fie atribuite acelor proprietari. Spuneați că urmează licitație pentru stabilirea unui nou operator sau da. dacă Rosalup uh, a deisticat această licitație uh, eu îi impun pentru de operator de salubrizare. Da. Dar, uh, luând în calcul, mă gândesc uh, situația actuală și istoricul municipalității, care iată are datorii la toți operatorii de salubrizare care au fost. Da, da, stabilim pe aici. Un... Început cu financiar da. urban, Girexim, Rosalup. Eu, în afară de acele cantități, Ne-am putea trezi că nu vine nimeni la licitație știind că primăria Giurgiu nu, cred, nu, cred, nu cred, cred că vor veni la licitație mult mai mulți decât au fost anterior. Mai ales că ultima dată lui i a fost atribuită până această stare de urgență, vă admitiți, când s-a certat vechea administrație cu Giurgiu. Da, a fost un proiect în regim de urgență pentru că rămăsese la și fără operator. Pe Rosal. Și Rosal s-a avea într-o situație de asta ambiguă, au avut și utilajele pe care le-au pus la dispoziție imediat, jos pălăria și în fața Rosalului că altfel rămâneam o bună perioadă cu gunoiul neridicat. Dar când m-am uitat pe toate listele agenților economici din Giurgiu și am văzut declarativ între 80-90% că fiecare declară că produc doar jumătate de metru cub sau metru cub pe lună de șeuri menajere, mai ales în care de firme, au 40, aici de agenți, de, da, 40 agenți de salariați, cu 30 de salariați. Și unii dintre ei sunt taxați pe numărul de salariați. Și de pildă, dar nu e vina nimănui. Tribunalul Giurgiu declară doi salariați. Și la a întrebat, bă, chiar așa la tribunal lucrează doi salariați. Chiar dacă nu produc deșeuri menajere, nu vă gândiți la ceva, cantități monumentale. Deci, zice, păi domne, restul sunt la NFP, la funcționari publici. Și ce, ce, nu putea să faceți o cerere și să aplicați același algoritm de lucru fiecăruia? Dar sunt anumite entități care produc mult mai mult decât declară. Pe urmă, chiar dacă declarativ, Uh, S-ar încadra, i-ați văzut și dumneavoastră, dragi cetățeni, cum își duc gunoiul de la acești uh, agenți economici direct la pubelele din spate ale locatarilor. Cred că sunteți conștienți toți. Și, și dacă te gândești și în să, să încastrezi că voi reabilita toate cele 88 de platforme de gunoi din Giurgiu, dar trebuie să aveți răbdare. Cum le spuneam și celor cu gropile. Trebuie să aveți răbdare mai întâi să vină 3 zile consecutive cu temperaturi de peste 10 grade, ca să aibă și eficiență, și peste noapte de 5 grade. Oamenii nu mai au răbdare. Sunt conștient și eu îmi rup mașina. În toate gropile, în toate carosabilele făcute de mântuială, ați văzut cum să prăbușesc și slobozii, și ghizdarului, și bălănoaiei, la fel, să nu credeți că sunt orb, să nu credeți că nu merg în fiecare zi pe aceste drumuri, să nu credeți că nu mă îndrept împotriva constructorilor aferenți, dar totul a fost lăsat de mântuială. De ce să plătim noi de două ori, de trei ori aceeași lucrare? Fiindcă așa s-a obișnuit până acum de 30 de ani. Dacă când vă cer să aveți răbdare, măcar să vină primăvară, Vă reamintesc, în 5 luni de mandat, 4 au fost de iarnă. Ce o să zică curtea de conturi dacă eu intervin acum cu soluție constructivă să torn și beton, să bag și bitum rece sau cine știe ce? De fapt, și acea lucrare nu va ține nicio De fapt, curtea de conturi lucrare prin va fi imputabilă cu Și faptul că nu va rezista lucrare. Da. Vom avea peste o lună de zile iar gropi. Ce să le spun, George că sunt probleme mult mai grave pe care curtea de conturi l-a sesizat încă din 2017, ne puse în aplicare nici măcar în 2019. Și acum eu trebuie să mă îndrept în calitatea mea de ordonator principal de credite potriva lui Acaru Păun, oameni care muncesc zi de zi, care au salariu sub 3000 de lei net. Dar așa au fost, cu lucrări executate și neefectuate neefectuate și băgate la plată și înregistrate ca bună de plată, a venit curtea cu de conturi, a constatat la un domeniu 100.000 de lei, la alt domeniu 52.000 de lei, pentru a ăla înseamnă ceva. 500 de milioane de lei vechi, ca să vă spun, sau un miliard de lei vechi, da? Și ceilalți care deja Pai, cum, erau responsabili... Cum se făceau plățile spus? dacă lucrurile nu erau efectuate? Cine dătea bun de plată? Simplu, interfața noastră pe care trebuia să avem, care... Trebuie să fie considerat om al primăriei, acel diriginte de șantier. Da, se face o recepție. Și atunci Bineînțeles, se acel, acel a diriginte de șantier trebuie să stea cu caietul de sarcini ca și cu Biblia, să urmărească fiecare document și de calitate, și de intrare, și de executare. Fiindcă curtea de conturi astăzi nu mai e lăsată nici măcar să facă la eșantoniarea pe care o face nici carotare. M-ați înțeles? Și oricum, dintr un asamblu de 7 străzi sau de 10 străzi, alege și a una. Și dacă vede că stratul, în loc de 4 cm, are 3. 6 cm. Vă dați seama la un aliniament de 3 kilometri ce prejudiciu se aduce. Și am întrebat și eu curtea de contul, dar ați găsit invers să fie mai mult decât păi nici atunci să nu fi. e în regulă. Nici atunci, ba da, e în regulă, nu se bagă nimeni, îi mulțumește acelui constructor. Dar înseamnă prostie crasă. M-ați înțeles? Și acel constructor sau cu cine făcea lucrurile astea, îl lasă pe acarul pe un să plătească. Dar ce se întâmplă în continuare? Pe acarul, pe un, de ce semnează, domnule? Pe era ultimul an fiindcă toate documentele justificative erau trimise de la executant, de la proiectant către dirigentele de șantier, dirigentele de șantier le trimitea în continuare la departamentul tehnic, la cel care avea grijă monitorizare contracte, erau înregistrate, acceptate și trimise ca bundă plată la direcția economică. M-ați înțeles? Am înțeles, dar dacă lucrurile nu erau de șantier, descoperite... Nu știa că nu e în regulă acolo cu lucrarea, o lucrare sau alta? Păi acele lucruri sunt imputabile dirigentului de șantier. Dar pe de altă parte trebuia să fie supervizat de către un om. Omul acela nu putea să se împarte, să vină și la servici, la birou, să se ducă la trei lucrări cu tare. Că există prezumția asta măcar de moralitate, că nu te înșeală unul pe celălalt. Ce se întâmplă în continuare? Păi ori, eu, eu eu trimit, ori nu mai avem da, dirigenți de șantier profesioniști, de... Dar nu, Ori Bergeu, de, vedeți, comandă de comandă situații. Absurdul situații. Eu fac notă de imputare pentru comisie și zice, domne, X trebuie să plătească, că la el să întrerupe lanțul, să termine lanțul. X este liber să se apere în instanță împotriva deciziei de imputare, da? Eu trebuie să trimit, doar cei doi oameni plus un director de la juridic, să ne reprezinte în instanță împotriva colegului nostru de la departamentul tehnic. M-ați înțeles? Și așteptăm 2 ani, 3 ani, 5 ani și nu se întâmplă mai nimic și vedem că, de fapt, vina aparține cuiva, că noi știm din capul locului cui aparține vina. Astea sunt condițiile Și României Vreți să spuneți ziua că de în condițiile da. astea constructorul nu mai are nicio vină, nicio responsabilitate? Nu, el a fost băiatul. Dacă, de, de exemplu, la o anumită expertiză se constată că lucrarea n-a fost efectuată conform proiectului, conform normelor, conform normelor privind și cantitatea de materiale, nu numai calitatea lucrării, atunci tu contești. Din momentul în care dirijitele de șantier a avizat documentația pentru a merge pe la plată, constructorul nu mai are nicio și vină. După ce s-a și acceptat de către responsabilul de contract de la noi din Departamentul Tehnic și toată lumea a semnat și a trimis facturile ca bune de plată la economic, atunci cel care a semnat ultimul în acest lanț, care trebuia să verifice. Am înțeles, plătești. de specialitate, dacă da. mai este și de specialitate. Acel... Da, că mai ales că cine reprezenta, domnul dacă s-a observat situația. Între dacă la mai curtea de conturi putea să-și torneze factura, putea să recunoască grija. Dacă să vedeți că nici constructorii, nici ai oameni pe care nu vreau să-i numesc, dar vă gândiți dumneavoastră la cine pot fi reprezentativi, nu au luat atitudine să-l salveze pe acel păi loc dacă nu e dumneavoastră din calitatea de șef al administrației, cum se numește? E o nu incriminare și eu nu vreau nu să... Avea și probe, eu, eu, nu pot să eu fac, nu fără fac probe. alții să defăimeze asta. Eu mă gândesc la niște Instanța. persoane, sigur că da, înțeleg, da, da. da. Dacă nu, nu mă iar ajungem probe, ce, ceea ce nu ne plăcea nou să facă anumite persoane. Da, da, să defăimeze, ce... să comenteze. -am Știți ce, să fiu curios? Da. Uh, un anume constructor sau altul care nu și-a făcut treaba așa cum trebuie și lucrările nu au fost de calitate, nu a fost respectat în totalitate proiectul, nu poate fi cumva tras și el la răspundere de către administrația locală? Ba, da, da, în da, condițiile în da. care el e primul care acuză că nu este plătit la timp, că primăria are datorii la el și el Din nu mai vine să lucreze. Lui, îi dai certificat negativ, îl execuți pe garanție dacă se află în termenul respectiv și nu i-ai eliberat garanția. Desfacere, reabilitare. Ceva, cu bineînțeles mai ales pe toate lucrările pe care avem garanție voi interveni imediat ca să remedieze dar să vedeți cât vor trena lucrurile din păcate legislația românească permite dreptul fiecăruia și vorbesc doar de bani publici sau de bani europeni să se rapere în instanță iar datorită blocajului din instanțe acest uh, blocaj poate dura câțiva ani de zile nu s-a luat atitudine ca măcar ca în Bulgaria unde s-a hotărât ca să se judece cu celeritate toate procesele în care sunt implicați bani publici sau bani europeni. Păi, domnule primar, vorbiți cu parlamentarii de Giurgiu, indiferent da. de culoarea politică, bineînțeles, în primul rând cu cei din cu care sunteți coleg de partid, să mai umble la această legislație. Pentru că, de exemplu, operatorii din domeniul utilităților, apă canal, dar aici nu e cazul, pentru că primăria este acționarul majoritar, larg majoritar da. la operatorii de apă canal salubrizare, uh, curent electric, gaze. Știți că există acea prevedere legală prin care executarea se face direct, fără să se mai treacă prin instanță. Da, da, da. Apelează contestă. la executor. Deci, operatorul, firma, da. și acum ați poate extinde și la constructor și spuneam asta, uh, apelează doar la un executor, nu trebuie să se ducă în instanță, Așa, primăria, este, se, primăria se trezește cu conturile blocate. de primătate. Și sistemul Dar să răspundă a în felul ăsta și operatorii, nu neapărat de utilități, și firmele care execută lucrări. În momentul în care nu și-a făcut treaba, să fie sancționată pe inclusiv prin blocare de execuția conturi, Execuția pe garanție. Păi, execuția înțeles? pe garanție da. se face și fără instanță? Se face fără instanță, da. E, atunci aveți ocazia să o faceți și abia aștept da. să ne spuneți și noi. Dar numai că acum ne aflăm între două ape. Vă spuneam că și constructorul are dreptate, zice. Unul dintre constructori, aici ai să-mi dai 40 și ceva de miliarde m am dus în păi că au pretenții. Noroc că mai ai și mie cre... creanțe către furnizori. Ba de piatră spartă, ba de alte servicii pe care le au ei acolo în contracte. Mă adresez altuia. Vedeți că aveți și mie să-mi dați 23 de miliarde și așa mai departe. Îi rog să facă anumite aspecte. Zice, da, dar măcar dați-mi și mie 2 miliarde. Da, dar eu le-aș spune, dar vedeți miliarde. că și voi peste 3 săptămâni după această lucrare au apărut gropi acolo. Și asta e adevărat. Și zice, aveți instrumente la îndemână. Noi intervenim imediat. Să știți că n-a fost cazuri în care să nu-și recunoască greșeli. Dar au fost ani electorali, au fost lucrări executate la limita calității, ca să nu zic mai mult, dar și ei recunosc acest păi, lucru cu ce și să, intervin. Cu ce să ne încălzească pe noi faptul că își recunosc ei greșelile și spun ce nu știu cap în fața primarului? Că mașinile tot noi ne le reparăm. Așa este, dar până la urmă, dacă ne dăm cu stângul în dreptul și dăm și în capitalul giurgiuven și în locurile de muncă giurgiuveane, veți avea neplăcuta adică, surpriză ca Sunt unii constructori care s-au cam obișnuit ca nu, pă, nu contest. Deci pisica eu la oala cu smântână în ca să în fiecare folosesc zi. o zicală veche la bani publici, dar nu prea sunt interesați să-i mai și merite sau să facă pentru cât merită. Aveți dreptate. Și în sensul ăsta aveți de gând, am înțeles, să-i și executați pe cei care nu da, voi se ține de treabă și nu fac așa și toate cum instrumentele trebuie. pe care le-am la dispoziție. Nu există în administrația publică prea multă coloratură politică. Fiindcă omul chiar ar avea dreptate să comenteze în continuare. Sunt constructori care ar putea fi și lăudați, nu numai criticați? Da, dar nu o să dau nume. Dacă păi vedeți că aici îi lăudați, nu-i nu. Dacă vreți, întorceți vă întorceți-vă în timp Se și o să vedeți o lucrare executată acum vreo 15-17 ani de zile. Gândiți-vă la șoseaua de centură sud, da? Gândiți-vă. Aliniamentul care duce de la fabrica de zahăr până la podul Bizet. De câți ani rezist? Da, de Doam foarte mulți ani, Și vă mai dau un exemplu. Vă rog. Cred că am mai stat de vorbă, dar nu într-o emisiune. Uh, într-o sunt destul de scurt, într-adevăr, între teatrul de vară și bariera Ghezdarului. Acolo mm. este o lucrare de foarte bună calitate. Aveți acel este tronson. corect. Da. da. Bine, s-ar putea să mai și fie, dar eu trec că fiecare zi pe acel tronson, de aceea spun că m-am și mirat Vorbează. cât de bine a rezistat. Mă întorc de la una la alta. Gândiți-vă la deșelul menajere. Mă sună cei de la GSP la un moment dat cu activitățile pe care le prezentează ei pe spațiile, pe măturatul stradal și spunea, domnul Anghelescu, ne-a spus să ne ducem pe strada digului. da? să colectăm de acolo toate dejeurile și cele inerte și cele menajere de la partea cealaltă de sub se. Știți că sunt locuitorii care sunt pe aliniamentul cum mergi de la malotanța, vechea malotanța, către slobozii, către velpitar. Pe partea dreaptă sunt case, pe stânga sunt așa zisele grădini pe care și le-a făcut fiecare dintre ei. Da, Știți Știu, știu zona, Mulți dintre ei aruncă direct pe partea cealaltă cu noi. Ce domnule, e inadmisibil. Noi strângeam tot gunoiul în saci în astea, așteptam mașina, ridicam și în spatele nostru alții care au curoabele din curți iarăși. Nici măcar nu au avut bunul simț să le spună domnule așteptați puțin că mai avem și noi niște deșeuri dacă tot faceți viabilizarea păi, zonei. Vă rugăm frumos dați-ne și nouă niște stați să punem și noi când vine tractorul. Eu chiar să vreau când... să vă întreb că da. probabil cantitățile acelea imense de deșeuri care sunt în zona despre care vorbiți, nu sunt numai de la cei care au acolo curți, grădini și așa mai departe. Eu sunt convins că vin din alte părți, din oraș, din toate părțile. cu mașini, dar da. nu înțeleg de ce să mergi în marginea orașului când ai putea, exact cum spuneați dumneavoastră, să-l duci la orice container aflat în drum, între blocuri, chiar Corea. dacă nu locuiești tu acolo. Sau dacă e declarată, cu ghilimele de rigoare, platformă de deșeuri inerte, Aliniamentul șoselei portului în fosta platformă 1. Dul domne până acolo că nu se face domne nimeni nimic. Prefer să riști să ți se rechiziționeze, să ți se confiste mașina, să riști o amendă și mai ales de la garda de mediu unde amenzile sunt colosale de la 50.000 de lei în sus. Prefer să faci orice, dar lumea s-a obișnuit. De ce s-a obișnuit? Fiindcă s-a văzut că n-am avut bunul simț ca în 10 ani, 20 de ani, sănă. Nu avem un sistem integrat de monitorizare, să nu avem o poliție locală care să dețină logistica aferentă, să avem și noi măcar mașini de patulare, fiindcă vă reamintesc, dragi rugiuni, poliția locală nu avea nici măcar autoturisme, rămăseseră în două dube, fiindcă restul fusese executare silită de la oamenii pe care i-a dat vechea administrație afară și a fost executată, vândute acele mașini și împărțite către acei vechi salariați cu care eu m-am înțeles și le plătesc prin eșalonare încă un parcurs de 8 luni de zile, după care scap în totalitate. Și ca să nu poate fi executat silit orice bun al poliției locale, care, apropo, am întors-o la personalitatea juridică care trebuia a fi fost întoarsă de acum aproape un an de zile prin atacarea în instanță de către prefect, nu vă mai spun că a produs efecte și așa mai departe. O brambură de asta perpetuă, am rupt o mașină a administratorului public și am -a dat -o rupt, -o, a -o am ca rupt -o. să nu se înțeleagă am scuzați, am delegat-o și am detașat acolo, împreună cu un șofer. Și o mașină din cele două puse la dispoziția viceprimarilor, că am considerat că doi viceprimari pot să împartă o singură mașină, iar primarul poate să împarte și el cu administratorul o mașină și cu alte servicii, ca să nu înțeleagă lumea că practic mașina aia mere funcționează doar pentru mine și pentru un administrator. Nu, oriunde este nevoie, acolo trimit mașina. Înțeleg, dar de, iar de, autoturism, achiziții, iar de achiziții, de, achiziții de autoturisme nu, ei, nici nu poate fi nici vorba. Nici nu mă gândesc, doamne, iartă-mă. Nici nu mă gândesc. Nici măcar la biciclete. Înseamnă că o să trebuiască să mai mergeți cu mașinile Apropo, personale. Apropo, mâine fiind vineri, toată lumea este rugată, mai ales mă adresez salariaților funcționarilor primăriei, să vină pe jos, mai ales că este vinere verde. Da, ți-ai îmbrățișat, am văzut acest principiu anunțat deja de la nivel guvernamental: ca în zilele de vineri să folosim mersul pe jos, Corea. bicicleta, transportul în comun, dacă se poate, poate mai mult cu cât e un oraș mic. Să sperăm că Dumnezeu ne ajută și vremea. mic, dar măcar simbolic, măcar să începem să ne obișnuim cu această idee. Revenim la deșeuri, pentru da. că eu am un. Un fix, așa cum spune românul, cu reciclare. Uh -huh. Cum facem să începem să reciclăm? Pentru că la ora actuală nici nu se poate spune că putem, că Tot facem în acest lucru. Tot puterea dur. exemplului pe care îl spuneați dumneavoastră, dar eu să fiu intrigat. După ce reabilităm toate cele 88 de platforme de gunoi, o să vedeți că și dacă le dăm cetățenilor, asociațiilor de proprietari, de chiriași, cartel, să intre doar ei, facem pariu de acum că vor fi concetățeni de-ai noștri care vor lăsa... Gunoiul afară, în afara acestor platforme, păzite, îngrădite, cu camere de supraveghere, fiindcă cetățeanul are impresia că cu 3-4 echipaje de poliție locală, care până mai de une zi au fost la sub jurisdicția Inspectoratului de Poliție Județeană, tu poți să monitorizezi sau practic să te uiți pe camera respectivă, să vezi pe un individ care a aruncat într-un loc nepermis, doi saci de gunoi și să poți să și intervii imediat sau să aibă loc recunoașterea, mai ales dacă ăla poartă un fes sau o șapcă asta. de -aia vă spuneam de educație și de-aia vă spuneam în puterea exemplului. Dar dacă în incinta respectivă, îngrădit, cu acces pe cartelă, cu cântar, cu ce vreți dumneavoastră, să dea bunul Dumnezeu să putem face lucruri, lucrurile acestea începând în anul 2 de mandat, fiindcă acum chiar vorbim de supraviețuire. Va vedea în interior că cineva să chinui și pune cartonul la carton, plasticul la plastic, sticla la sticlă și voi începe în fiecare zi, ca în Italia, ca în Germania, ca oriunde în altă parte, că luna se ridică de ori deșeuri menajere, marțea doar plasticul, miercurea doar cartonul, joia iar deșeuri menajere, vinerea sticla și așa mai departe, încet, încet, Va funcționa acest Da, principiu. domnule primar, dar vorbiți și da. cu operatorul de salubrizare, cel actual sau cel care va fi, să se ocupe și așa cum trebuie de lucruri. Păi ăsta. da, acel și operator de astăzi să știți, Rosalul este șuntat Fiindcă sunt șuntat, Oameni nu, păi Eu vă dau un exemplu da, Pentru că am văzut sărman, cel puțin trei platforme da, Unde înțeles. azi există container pentru hârtie carton Mâine nu există așa este. Azi există container pentru plastic Așa este. și așa mai așa departe. Este. Mâine nu există? Trebuie să, Ele fim trebuie foarte să fie. Trebuie să acolo, pentru că noi aruncăm responsabilități. Uh, așa ceva. Iar eu să zic. pot să penalizez agentul de salubritate. Operatorul ca uite să aducă containerul înapoi. Așa este, aveți mare dreptate. Și dă vina. Tot și pe atunci noi și am, am plecat cu seleții. peturile la container. Așa așa și nu găsesc așa containerul, este. Așa pentru că ce fac cu el? Da, așa este. Până la urmă o să vorbesc și cu lanțurile mari de magazine, să instituie și măcar dacă nu găsești acolo între blocuri, măcar containere pentru carton, sticlă, plastic, fier, să găsești da, Retailerii mari da. se ocupă de așa ceva da. pentru că sunt majoritatea de țări civilizate unde sistemul este bine pus la punct și au această experiență. Și atunci să încercăm și, și nivel de să existau un sistem, nu știu dacă îl puteți relua sau dacă se mai practică, existau reprezentanții administrației care verificau zilnic ce se întâmplă la platformele, în special în punctele delicate, în punctele sensibile, la platformele de gunoi. Să vadă dacă operatorul și-a făcut datoria, dacă asociația de proprietari din zona respectivă și îndeplinește obligațiile, pentru că o să ajungem și la acest subiect. Și asociațiile de proprietari au niște obligații, da, în ceea o să ce se multe uh, blocuri care nu mai au asociații nici de proprietari, nici de chiriași. Ce faci acolo? Cine cartel. e responsabilizat? Introduceți cartele de acces în spațiu Și cu... dacă dumneavoastră introduceți acolo, va fi ordine în interior, da? Dar dacă te vei trezi cu 2-3 concetățeni de noștri care vorbeam, care aruncă în afara spațiului împrejmuit saci întregi, ce faci cu ei? Poliția locală. Trei echipaj. În tot, la 26.000 de gospodării. Trebuie să găsiți soluții de astea. Ați văzut. Educație. Știu că asta este și simt, măsurile corective, da? Dar dar eu mizez pe dar cetățenii din În primul rând, cât mai mult din condițiile pe care uh, oamenii le au aibă la dispoziție. Asta pentru că, că voi face. niciunul să nu aibă justificarea că păi, n-am unde, că uite primăria n-a pus și ați văzut în unele firme americane cu Modestia de rigoare, că nu trebuie să ne inspirăm neapărat în filme. Dar ați văzut că există acel concept de gardă de cartier, de cutare, când se confruntă cu o problemă, da? Să unesc da. de acolo, din de zona. Ei, acolo e de educație da? Și gândesc și la gunoi, cine aruncă, de ce aruncă. E mult mai ușor, făceți oameni buni o poză, gândiți-vă, dați-mi nume, prenume ca să mă îndrept efectiv direct. Să nu parcurgem anchete logistică, să trimit poliția locală, oia să bată la ușa dumneavoastră, să vă întrebe dacă ați văzut. În ultimul timp, dacă aveți ceva, dumneavoastră să vă speriați că nimeni nu e, cum să spun eu, fericit să-i bată poliția locală, că nu te miri pentru ce. Dar dacă uh, spui ceva împotriva vecinului tău, te gândești că acel vecin se va răzbuna pe tine și uite așa, ajungem în ipostaze destul de neplăcute. Dar dacă nu, trecem peste, cum să spun eu, acest sentiment uh, pe care. Ne, cu care ne confruntăm toți, cu zi cu zi, și resemnare, și mâhnire, și de toate. Și nu luați acțiune, lucrurile să știți că vor trăna mult timp de acum încolo. Societățile primăriei spuneți că anul acesta va fi unul al supraviețuirii, deci înțelegem că în afara fondurilor europene și poate printr-un miracol a unor fonduri guvernamentale, investiții noi cam greu s-ar putea. Vom face tot ce putem cu ajutorul edițial. Companiei Naționale de Investiții cofinanțări vor fi și plată la studii de fezabilitate, fiindcă nimeni nu te ia în considerare atunci când nu ești pregătit măcar cu un studiu de fezabilitate sau cu un proiect bine închegat și să-l ai la sub braț. Fiindcă te întreabă dacă ai curs, parcurs etapele primordiale, dacă nu, nu te ia în considerare. Deci, investiții nu vor fi majore, vom continua investițiile uh, care au fost anul trecut și care sunt în Hai, regulare, în să ajung dacă, dacă, aveți totuși capacitatea să continuați în, pro, în uh... Atât cât se poate, conform programului, Corect. investițiile aflate în Voi curs. Adică să scăpăm să mă de grochi țin, anul ăsta, pe de principalele toată. artere. Tone fac tot posibilul. Gândiți-vă că vă dădeam exemplu, Alexandri. Au propriu centru de proiectare, au propria stație de asfaltare și de producere. M-ați înțeles? Ca să vedeți câte economii. Și atunci înțelegeți că acea primărie n-a avut arierate, n-a avut datorii. Chiar îmi spunea că cu că câteodată îi pare rău că nu are datorii și nu primește și dânsul ajutoare de stat. Ce părere aveți? dacă nu are, datorii, întotdeauna nu are mai mult. Și nu are nimic, sărac, nu are nici dună, nu are mai nimic, ar un râu, două râuri și restul dar, agricol. Dar, a avut un lider important al principalului partid de guvernământ. și domnul Dragnea și Dăncilă, de ce nu Și jos că au făcut câte ceva, fiecare pentru comunitățile sale. Să sperăm că nu trebuie să ajungem ca un giurgiuvean să devină principal lider al partidului de guvernământ sau prim-ministru. Să putem să da, avem și noi dacă asta are la care să ne scoată de marasmul acesta, să dea păi și noi. ne dorim, dar da. până ajungem acolo, ce facem cu orașul? Că nu se știe cât de repede pune Giurgiu un prim-ministru. Mă dau peste cap. Să vă citesc să... acum un mesaj da. care mi se pare interesant și este și un pic mai lung, dar nu foarte lung. Uh, un domn ne spune în felul următor. Dacă ați putea publica denumirea lucrărilor acordate de primărie probabil că ce lucrări aveți în curs, denumirea firmelor care execută aceste lucrări și suma pe care au primit-o după câștigarea licitației. Vă promit, stimate domn, că se voi tot publica Se tot vorbea o secundă. Se tot vorbea pe tipul campaniei electorale, de faptul că, virgulă, costul lucrărilor au fost umflat. Se mai știe că aceste firme, pe lângă faptul că au angajați fără contracte, deci la negru, îi mai și plătesc prost. Un muncitor plătit prost execută lucrarea la fel de prost. Oamenii ar trebui să știe valoarea fiecărui contract al primăriei să fie public, mai ales al celor care în acest moment au executat financiar primăria. Bine, ce am, ce am înțeles eu, la executare au apelat operatorii de salubrizare. Salubrizare și, nu și constructorii. constructorii care de au servicii. Adică, de dacă acasă. ai achiziționat de 70.000 de euro aproximativ jaluzele, e normal ca să te someze și să te execute. Deci, ți-a furnizat un serviciu. Dacă altă firmă ți-a livrat un produs și nu l-ai plătit, este normal. Ful, asta furnizare. era ideea, doar da. decât operatorii de salubrizare, da, financiarul, bani și direcții. Și furnizorii de servicii. Am înțeles. Parte Dar nu constructorii care au de încasat. Constructorii stanțe. nu. Pentru că ei oricum trebuie să continue lucrările și să le și finalizeze. Așa uh. este. Mai ales cele înregam. Vă promis, stimate don, că voi furniza tot și câștigarea licitațiilor și indicatorii tehnico-economici care s-au stabilit și au fost aprobați pentru lucrarea X sau Y, numele firmelor care sunt în executare cu diverse uh, investiții, fiecare cum. Și a așternut așa să doar, doamne iartă. O doamnă ne vorbește despre părculețul de pe CFR. Dar da. dacă ați făcut parcări, se parchează lângă bloc și mașina de gunoi având loc se urcă pe spațiul verde și la distrus. Nu am știut despre acest aspect, voi verifica și voi la măsură. Vă mulțumesc pentru informare. Domnule primar, au mai fi foarte multe de discutat, dar foarte pe scurt o problemă mai veche. Dacă ați avut discuții cu operatorul de gaze, și mă refer aici și la cel care se ocupă de extinderea rețelelor, nu la furnizor, în legătură cu acea veche problemă pe care o discutam noi și în campania electorală, cu extinderea rețelelor pe străduțe secundare, acolo unde el consideră că n-ar fi rentabil și trebuie să contribuie oamenii de acolo cu sume destul de mari pentru a realiza rețeaua pentru 5, 6, 10, 12 da, gospodării. -am avut. în condițiile în acest care, sens. știm foarte bine, există acel ordin al la NRE, prin care operatorii de utilități cu gaze obligați. și energie electrică nu mai încasează bani pentru aducerea rețelei sunt, la gospodăriei. gospodării. Da. Ați avut o discuție sunt. în sensul acesta? am avut ăsta? o discuție în sensul acesta, voi promite că fac și o discuție în sensul acesta și vă voi da informațiile de rigoare. Dumneavoastră v-ați informat cumva de la furnizorul de gaze? Nu, n-am apelat deocamdată la furnizor. Deci nu aveți nicio opinie. La furnizor și nici la operatorul care se ocupă de investițiile mm -hmm. acestui furnizor. Pentru că, de ce ține o minte, este vorba că furnizorul are și un operator propriu, Corel. de altfel, o firmă da. care îi aparține, care nu aceea natural, se ocupă de ea investiții. Ea scoate la licitație și practic atribuie externalizat lucrări, externalizează aceste lucrări, lucrări și le împarte multor operatori. În fine, așteptăm vești și din acest punct de vedere, pentru că lucrurile au rămas cam așa cum stăteau și în timpul campaniei electorale. Oamenii care au ghinionul să locuiască pe străduțe secundare, așteaptă și ei gazele pe ulicioară, pe străduță așa. și așa mai departe. Ce să vă spun, vă mai aștept la emisiune. Ajută, Avem mult Vrede. mai multe de discutat, dar nu vreau să vă rețin și timpul s-a dus pentru această ediție. Vă doresc sănătate și mult succes! Doamne ajută tuturor, Numai bine! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și de această dată. Am fost așadar cu domnul Adrian Anghelescu, primarul municipiului Giurgiu, aici la Interpelări la Restart TV. Multă sănătate vă doresc și aveți grijă de dumneavoastră.